Vă salut, dragilor! Astăzi pregătim un pilaf cremos cu legume, sau așa cum îi spunea bunica mea, pilaf sârbesc. Țin minte că îmi plăcea acest orez atunci când eram mică, dar cred că bunica nu l-a grea atât de tare pentru că ne-l făcea cam rar. Țin minte că îi spuneam pilaf roșu și de obicei conținea și carne. Eu am înlocuit carnea cu ciuperci ca să obțin un preparat potrivit și pentru post. Iată ingredientele necesare. Avem nevoie de 120 de grame de orez cu bob rotund, 2 cepe medii, adică cam 200 de grame, un morcov mare și unul mic, adică aproximativ 100 de grame, 200 de grame de ciuperci șampinion mici, 30-40 de mililitri de ulei, o ceșcuță mică de mazăre congelată, eu am aici aproximativ 30 de grame, o ceșcuță mică de fasole verde tot congelată și tot cam 30 de grame, o jumătate de ardei gras verde și am să folosesc din ce am pus la congelator astăvară, vine cam tot o ceșcuță, 2 lingurițe cu vârf de pastă de ardei capia, o linguriță de pastă de tomate, o legătură tocată de mărar, o legătură tocată de pătrunjel, aproximativ 500 de ml de apă caldă, sare și piper negru proaspăt măcinat. Mai întâi, tocăm ceapa mărunt. Apoi o vom căli. Dragilor, nu știu dacă v-am mai spus asta, dar mie ceapa călită în cantitate mare îmi face foarte rău, dar cred că veți fi surprinși să aflați că și necălită îmi face la fel de rău. Pentru a scăpa de această problemă, eu pun ceapa mărunțită într-o sită sau o strecurătoare și o spăl bine sub jet de apă rece. Devine mult mai blândă cu stomacul și mai ușor digerabilă, și călită și necălită, și vă spun asta din proprie experiență. De asemenea, ceapa tocată și spălată nu mai are acel miros puternic, nu mai dă gust metalic a doua zi în salata de vinete, spre exemplu, și poate fi congelată fără probleme. Tocăm și morcovul. Eu o parte îl fac cu bulețe ca să se vadă frumos în pilaf și o parte îl dau pe răzătoare ca să se dezintegreze și să dea o culoare frumoasă. Punem un vas încăpător pe foc mic și lăsăm să se încingă, apoi adăugăm uleiul și ceapa spălată. Ceapa are apă, la început se va înnăbuși, ceea ce nu este deloc rău. Încă o dată insist, focul trebuie să fie mic. Între timp, ne ocupăm de ciuperci. Dacă puteți, cumpărați ciuperci micuțe ca acestea pentru mâncare. Ciupercile mari au sub pălărie lamele mai dezvoltate și mai închise la culoare, care vor închide culoarea pilafului. După cum bine știți, în foarte multe rețete, recomandarea este de a nu spăla ciupercile, pentru că absorb apă și oxidează. Dar în această rețetă ciupercile se vor fierbe în lichid, deci vor absorbi apă oricum. În plus, dacă spălați ciupercile una câte una fără să le țineți în apă și apoi le tăiați și le folosiți repede, puteți spăla ciupercile aproape în orice rețetă. După ce ceapa a scăzut în volum și a devenit gălbuie și sticloasă, adăugăm morcovul și mai călim un minut, două, până ce își lasă culoarea. Apoi mai adăugăm, pe rând, ardeiul gras verde, mazărea congelată și fasolea verde congelată. Vă recomand să nu puneți prea multă mazăre și fasole pentru că vor acapara gustul. Și ciupercile feliate. Mai ținem pe foc 2-3 minute, apoi adăugăm orezul. Și folosesc aici cel mai iubit orez al românilor, adică orez cu bob rotund. Începem apoi să adăugăm apă caldă câte o ceșcuță pe rând. Și ceșcuța mea are 150-160 de mililitri. Amestecăm, o lăsăm să fie absorbită, apoi adăugăm altă apă și tot așa. Între aceste adiții de lichid, adăugăm și sare ca să pătrundă în boaba de orez. Eu am adăugat în total 4 ceșcuțe de apă caldă, asta înseamnă între 450 și 500 de mililitri. După ce am adăugat ultima ceașcă de apă și orezul este aproape gata, putem să condimentăm. Completăm gustul de sare, piper, dar cel mai important cu pastă de ardei capia. Eu am desfăcut un borcan, am consumat din el, apoi ca să nu se strice în frigider, l-am pus în forme pentru cuburile de gheață și le-am congelat.
și de aceea are forma aceasta drăguță de floricele. Această pastă dă un gust excelent. Cine nu are, poate folosi două lingurițe nu foarte pline de boiat dulce. Va fi la fel de bun. Mai adăugăm o linguriță de paste de tomate. Atunci când este sezon și avem roșii proaspete, putem folosi în schimb o roșie proaspătă tăiată cu bulețe. E delicios așa. Și cam asta ar fi. Așa arată pilaful nostru la final. Gustos, cremos și plin de legume. Tot ce mai rămâne de făcut este să presărăm din abundență verdeață tocată, jumătate mărar și jumătate pătrunjel. Din nefericire am nimerit un mărar care arată minunat, dar are un gust perfect de iarbă. Se mai întâmplă. Acest pilaf este delicios cu castraveciori murați alături. Sper să-l încercați și să-mi spuneți dacă v-a plăcut, dragilor. Aștept comentariile voastre. Numai bine, v-am pupat!